Asociația Compania Teatrală Bucovina va susține, începând cu luna octombrie, cursuri de inițiere în arta teatrală. Cursul are o durată de 3 luni și se va finaliza cu un spectacol. Programa cursului cuprinde arta actorului, dicție, canto, mișcare scenică, machiaj, istoria teatrului românesc și a teatrului universal. Cursurile se adresează atât tinerilor cât și seniorilor, fiind susținute de profesori cu experiență în domeniu. Orele se vor ține în Clubul Artelor Vizuale din cadrul Shopping City Suceava. Pentru informații suplimentare și înscrieri, puteți apela 0726 378 217. Societatea CET a anunțat asistarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în zona străzii Aurora. Apa va fi oprită de joi de la ora 7 și se estimează că reluarea serviciului de furnizare a apei potabile să aibă loc în aceeași zi, începând cu ora 17. CET a mai precizat că întreruperea are loc cu scopul executării unor lucrări care fac parte din programul de reabilitare a sistemului public de alimentare cu apă a municipiului Suceava, program care se implementează cu cofinanțare de la Uniunea Europeană prin aplicația ISPA.